Amin. Citesc din Iacov, capitolul 5, un text potrivit cu ceea ce urmează să facem aici, în prezența Domnului. Iacov 5, cu versetul 13. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și urmează să mai fie, să spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, este a patra oară când sunt în Statele Unite ale Americii. I-am spus soției că a patra oară nu mai merg fără ea, de trei ori am fost fără ea. Și mă bucur să fiu împreună cu soția. Nu suntem în vacation, nu suntem în concediu, suntem în slujire. Este pentru mine a 16-a slujbă de vinerea trecută până astăzi. Și vă spun asta pentru că am nevoie de rugăciune. Acum, eu știu că nu știți cum să vă rugați, că dacă vă rugați, Doamne, dă-i putere și mere până la 1, nu-i bine. Cred că trebuie să ziceți, Doamne, dă-i înțelepciune. Știți? Dar suntem aici, iubiții mei, și ceea ce ne dorim este ca Domnul să ne întărească. Și noi am lăsat acasă 7 copii cu o soră de-a mea care e căsătorită și cu un cumnat. Ne-au și spus că noi i-am primit pe rând, eu cu soția, ei au primit deodată pe toți 7. Și e un pic de diferență. Mai avem 3 slujiri, iar marți ne vom întoarce în țară, avem nevoie de rugăciunile dumneavoastră, de protecția Domnului și mă rog și în această seară Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică. Amin. Sub nicio formă n-aș vrea să uzez de timpul cuiva sau de răbdarea cuiva, dar aș vrea, iubiții mei, în această seară să ne uităm la acest text având în vedere ungerea cu un de lemn care ne stă înainte și vreau să vorbesc în această seară despre medicamente din farmacia Domnului. Medicamente din farmacia Domnului. Poate nu o să vă pot eu ține atent, dar măcar slide-urile astea să nu... Da, Domnul să ne ajute. Câteva lucruri foarte simple, iubiții mei, foarte practice. Vă dau exemplu doar versetul 15. Număr 6 lucruri spirituale aici și 2 lucruri fizice. Rugăciune, credință, mântuire, Domnul, păcate și iertare. 6 lucruri spirituale. Și acum număr 2 lucruri la care ne gândim noi. Bolnav și însănătoșire. Nu mai stau ca să, din cauza timpului, la fiecare verset se repete aproximativ același procent. Veți observa în cele 4 versete, iubiții mei, că Dumnezeu e foarte puțin interesat de ciroză la ficat, de diabet, de tensiune și foarte mult interesat de mântuire, iertare, eliberare, veșnicie și așa mai departe. Și am observat că între suferința fizică și soluțiile spirituale sunt întotdeauna legături foarte mari. De aceea, în această seară, vreau să vă dau o veste bună. Cu diabet, cu ciroză, cu tensiune, cu hernie, se poate merge în cer. Dar nu se poate merge în cer cu păcate neiertate, cu păcate nemărturisite. De aceea, iubiții mei, dați-mi voie în această după masă, în această seară, să vorbesc despre aceste medicamente. Acum nu pot să vorbesc despre medicamente dacă nu vorbesc despre boală. Că dacă omul are cancer și dai algocalmin sau paracetamol, n-ai făcut nimic. Dacă are pancreatită și dai panadol cu gust de căpșuni, cum dăm noi în România la prunci, la copii, n-ai făcut nimic. De aceea, întotdeauna când vorbim despre medicamente, trebuie să vorbim și despre boli. Și vă invit împreună să ne facem niște analize în această seară. S-ar putea, în urma analizelor, să nu mai trebuiască să ieșim mulți în față? Am participat la ungeri cu un de lemn unde Duhul Sfânt a strigat, aici nu face ungerea, aici e nevoie de căință și pocăință și mărturisire. Și pentru că e păcatul ascuns de ani de zile, deja mai faci ungerea că nu mă ating de copil.
Și când am stat de vorbă cu părinții, au zis, da, sunt păcate ascunse și am crezut că pe păstori îi putem minți, pe comitet îi putem învârti. Iubiții mei, în această seară vreau să ne facem niște analize. Acum o să spuneți, Ade Cristi, eu nu-s bolnav. La români, să știți că noi români avem o problemă. Nu știu cum sunt americanii. Noi mergem la spital numai când ne doare. Noi schimbăm regimul numai când ne doare. Eu vreau astăzi să facem analize și preventive. Știți? Că chiar dacă nu te simți bolnav, e bine să le faci. În primul rând, primul slide la care vreau să mă opresc, medicamente pentru bolile de picioare. Știți că sunt boli ale picioarelor în Biblie? Amintesc boala alergării la rău, Proverbe 1:16, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Boala piciorului inatent, Eclesiastul 5:1, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Am copilărit la Biserica Michalaca din Arad, fratele Borlovan era pastorul nostru atunci. Aveam undeva la 6, 7, 8 ani. Când intram în biserică, era așa o treaptă mare pe care scria exact versetul ăsta, păzește-ți piciorul. Eu, mai ales când era iarnă, mă uitam pe papuci așa să văd, cred că se referă la noroi. Și era acolo un măturoi, dacă era zăpadă sau ceva, trebuia să-l iei. Și eu am crezut că la asta se referă, știți? Dar să știți, iubiții mei, că nu la asta se referă. Omul care e bolnav cu boala asta, piciorului neatent, el nu face diferența între Shopping City și Bethany Church. Nu face diferența între Cheesecake Factory și Cina Domnului. Și atunci se produce o confuzie și sunt oameni bolnavi de boala asta. Îi vezi cum este că gumă în biserică, stau pe telefon, zici că-s la club. Știți? Există și boala asta. O altă categorie de picioare bolnave, picioarele oamenilor mândri, Psalmul 36:11. Să nu mă ajungă piciorul celui mândru și să nu mă pună pe fugă mâna celor răi. Îl vezi după mers cum umblă. Îl vezi cum se uită la tine. Așa de sus, știți? Amintesc repede câteva medicamente pentru bolile de picioare. Veștile bune sunt niște medicamente fenomenale. Isaia 5:2-7. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea. Picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea. Mă rog astăzi Dumnezeu să vă facă rost de o veste bună. Și cea mai frumoasă veste că este că Iisus a murit în locul nostru și ne cheamă să ne mântuiască. Un alt medicament, tot pentru cei bolnavi de picioare, înțelepciunea, chipzuința, Proverbe 3:21. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi, păstrează înțelepciunea și chipzuința. Dacă le păstrezi, se întâmplă ce scrie mai departe. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va potigni. Doamne, dă-ne înțelepciunea astăzi. Statornicia e un alt medicament. Iov 23:11. Piciorul meu s-a ținut de pașii lui. Am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea. Noi, iar revin la români, avem așa un obicei, când începe un an nou, suntem foarte entuziasmați. Noi zice, acum o să mă pocăiesc mai mult, încep Biblia. N-ați observat, noi când citim Biblia, noi românii, cea mai citită carte de către bisericile pentecostale din România și diaspora este Geneza. Noi tot începem, știți? Numai că până la Exod, Levitic, ne blocăm complet. Ce har e să fii un om statornic, să te ții de Domnul. Indiferent cum e vremea, să mergi la adunare, indiferent ce împrejurări sunt lângă tine, să stai lângă Dumnezeu. Închei spunându-vă că cineva a visat într-o zi două urme de pași. Și în vis Domnul i-a spus, o urmă sunt urmele mele, o urmă sunt urmele tale. Și la un moment dat a văzut că într-o vale mai abruptă, într-un loc mai întunecos, a rămas numai o urmă și a zis omul ăsta, Doamne, aici m-ai lăsat singur, să mă duc eu singur pe picioarele mele? Și a zis, Doamne, nu, aici te-am luat în brațe. Doamne, îți mulțumesc că ne-a luat în brațe. Doi, sunt și boli de inimă. Bol la limbă, da?
Limba ta poate fi bolnavă din cauza otrăvii. Auziți Iacov 3:8. Limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Ce periculosă e o limbă otrăvită. Când ați văzut Bilela Amvon ultima dată, rugați-vă că numai cu bârfa și cu problemele astea am probleme. Rugați-vă pentru mine. Niciodată. Iubiții mei, sunt oameni care au limba otrăvită ca și șarpele și vreau să spun ceva aici foarte important. A crede că păcatul îți dă bucurie e ca și cum ai crede că șarpele când te mușcă îți dă calciu, magneziu și zinc. Dar nu există asta. Nouă la români îmi place tare mult o travă. Dacă te uiți la ProTV, acum voi aveți aici Fox News, CNN și altele, nu prea vezi că nu știu care a făcut locul întâi la Olimpiadă. Nu știu care, ați văzut, când a fost ultima dată când ați văzut la TV că două familii au anulat divorțul și s-au împăcat? Nu dau aștia că la români nu le place, la români le place ceva picant, cancan, radio șanț. Să afle ceva de un păstor, să afle ceva de un preot, de un profet, să afle ceva de o familie. Oameni care îs bolnavi, împrăștie o travă. Auziți Psalmul 140:3. Ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o travă de năpârcă. Acum vă întreb sincer, dacă pe un om cu o travă pe limbă îi face ungerea, să vindecă? Dar el n-are nevoie de ungere. El are nevoie de schimbare, de transformare, de eliberare. Doamne, ajută-ne la asta. Să știți, iubiții mei, că suntem înconjurați de oameni care împrăștie o travă. Am fost sunat în urmă cu câteva luni de zile de cineva din afara României, frate Cristi, vreau să spun ceva despre un păstor, diacon și un proroc, despre trei oameni. Zic, auzi, e ceva bun? Nu, zice că dacă era ceva bun, nu consuma minutele cu ceva bun, zice. E ceva negativ, ceva rău. Vedeți ce interesant e? Nu ne consumăm minutele gratis să spunem ceva bun, dar dacă e vorba de ceva negativ și dacă facem cost suplimentar, nu-i problemă. I-am spus așa, omule bun, hai să spun ceva, am acasă 7 copii cu soția, cu mine suntem 9. Am vorbit la Retim, ăștia la noi în țară care sunt cu tomberoanele, cu salubritatea. I-am rugat să ne dea 4 tomberoane pentru gunoi. O zis că 3 vii suficiente. Zic, am acasă 3 mispline ochi, full. N-am unde să mai pun gunoaie. Dacă vrei, zic, îți dau numărul lor, sună-i că mai împart containere. Dacă ai de eliberat gunoaie. Și am închis. S-o supăra pe mine, dar i-au rămas cu curat. Iubiții mei, mă rog astăzi, Doamne, mai vindică pe aia care împrăștie o travă. Sunt atâtea boli ale limbii, le amintesc grepe de boala ademenirii, ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. Mă gândeam, am predicat la camp, la Kitchener, la tineret, despre Dalila și Samson. Dalila cu o mână trimitea inimioare, I love you, și cu cealaltă scuțea foarfeca. Sunt astfel de persoane. Până pune mâna pe casa ta și pe mașina ta, I love you, baby. După aceea nu mai zic ce cuvinte folosesc, că e dezastru. Ademenire, boala minciunii, Proverbe 12:19, buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Acum, dacă ungi pe un mincinos, poți să pui butoiul de mir pe el, că nu aia e soluția. Soluția e să se mărturisească și să se schimbe. Doamne, ajută-ne la asta. Cineva spunea, dacă ți-ai cerut scuze, aștept să te schimbi, altfel scuzele sunt zadar. Boala clevetirii, Proverbe 25:23, vântul de miază noapte aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Boala lingușirii, nu? Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință, Proverbe 28:23, decât cel cu limba lingușitoare. Boala răutății, Psalmii 5:2, limba ta nu născocește decât răutate, ca un brici ascuțit. N-ați vrea astăzi, Domnul, să ne vindece și limba? Am găsit un medicament foarte puternic pentru limbă, Proverbe 12:19, buza care spune adevărul este întărită pe vecie. Am găsit care e adevărul. Ioan 17:17, cuvântul tău
Este adevărul. Iubiții mei, ne strângem de multe ori, poate la nuntă, la o masă, poate undeva în oraș. Ce subiecte vorbim? Spunea cineva că mințile iscusite vorbesc despre idei, creativitate, planuri, viziune. Mințile slabe vorbesc despre alții. Știți ce vorbeau mai demult înaintașii noștri? Din Biblie. Cum verzi versetul ăla, zice? Acum, ca să vorbești din Biblie, trebuie să cunoști Biblia. Doamne, ajută-ne la asta. 3. Bolile de oase. Sunt și astfel de boli, le găsim în Biblie. Problemele la oase pot veni și din cauza faptului că ți-a ascuns păcatul. Cineva îmi spunea, hai de Crist, eu bag mizeria sub preș. Zic, mă, poți să o bagi, dar vezi că peste vreo 2 ani, 3, ajunge mizeria mai mare ca preșul. Știți? Mi-aduc aminte când o familie de la noi din Micalaca au plecat în America. O zis mama noastră, își vând bicicletele și eu vreau să vă cumpăr bicicletele alea. Să ai bicicletă, atunci erai bogat. Însă mama ne-a pus la un test și a zis, faceți curat la mine în atelierul de croitorie. Mama lucra în croitorie. Acum, nu știu dacă ați încercat să faceți curat într-o croitorie. Deci sunt mii de scame pe metru pătrat. Noi am făcut așa cum am făcut, noi n-am știut că scamele au legătură cu mountain bike, știți? N-am văzut legătura. Și am băgat și sub preaș și sub ăsta. Când a venit mama și a ridicat covorul, dezastru. Să știți că am umblat pe jos. De atunci am umblat ani de zile pe jos, dar știm să facem curat. Foarte mulți ascund păcatul. Auziți ce spune Biblia aici? Câtă vreme am tăcut, Psalmul 32:3, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Dacă te vei mărturisi și vei începe să iei medicamentul numit frica de Domnul, vei primi vindecare. Proverbe 3:7, nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Dar ce, are legătură cu oasele? Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Am mai văzut o boală groaznică care atacă oasele și asta e pentru noi, familiștii. Rușinea din partea unui partener neînțelept. Proverbe 12:4, o femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Și putem înlocui cuvântul femeie și cu bărbat. Poți să aduci putregai în viața partenerului printr-o purtare necuvincioasă. O, câți parteneri plâng la telefoanele păstorilor. Nu obișnuiesc să registrez pe nimeni. Deși mă bate gând în ultimul timp, când văd cum unii mint fără să răușească. Măcar de s-a dat cu fond de ten după ce vin ca să răușească un pic. Dar am avut 45 de minute când o soră plânsând continuu, nu puteam să opresc. Din cauza unui partener care aducea rușine. Iubiții mei, invidia iară poate cauza boală la oase. Proverbe 14:30, o inimă liniștită este viața trupului, dar pisma, invidia este putrezirea oaselor. Nu știu cum stăm cu invidia. Noi români atâta răutate avem în noi, nu ne putem, ascultați-mă ce am observat, mai degrabă plânge omul cu cine la mormântare decât să se bucure când îți iei mașină. Deci de plâns mai plânge cu cine? De bucurie să te păzească Dumnezeu să-ți faci un etaj la casă mai mult decât și-o făcut el. Te ferească, Domn. Sau să-ți iei o mașină mai bună ca lui. Știți de ce? E nevoie de vindecarea Domnului. O altă boală a oaselor este uscăciunea. Proverbe 17:22. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Și aici merge aia fain. Happy wife, happy life. Nu? Păi vii acasă și vezi că soția e necăjită, ce să mai, că te pui pe fotoliu, că te dor oasele și bătine. Da? Dar când e bucurie în familie, când găsești, cineva spunea, mulțumiți-vă cu puțin, că puținul nu vă va lipsi niciodată. Știți? Îl vezi pe unul, nici cum nu-i mulțumit, orice îi aduci. Știu caz în țară, eu da poșetă cu 2000 de euro, zis, cu 2000, dar eu asta e nimic, a zice. Dar cât ar trebui să fie poșeta ca să fii mulțumit? Doamne, vindecă-ne și de boala de oase.
medicamente pentru bolile de inimă, că și cu inima sunt probleme. Da. Slide-ul 4. Proverbe 28:14, ascultați, o boală foarte rea la inimă. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Împietrirea, iubiții mei, este o boală foarte groasnică. Și unii poate o vedeți la copiii voștri și poate vă rugați, și eu mă rog. Îmi spune cineva, Cristi, predici ușor că încă pui plapuma păstătăți, o singură pătură. Când o să pui o pătură păstă fiecare, o să vezi cum o să predici. Și conștient că are dreptate. Că e greu să-ți vezi copilul poate împietrit. Dar să știți că există remediu și pentru împietrire. Și se numește transplant de inimă. Voi scoate, Ezechiel 36:26, din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Numai că să știți că operațiile complicate se fac pe semnătura pacientului. Și auziți ce frumos putem semna. Proverbe 23:26. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Doamne, mai schimbă inimi în seara aceasta. O altă boală de inimă care am observat-o e disprețul. Știți, să uită așa cu dispreț. Ai crede că problema e la ochi. Nu e la ochi, e la inimă. Proverbe 5:12. Cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Era la pe 5 noiembrie 2021. La mine acasă, în fața porții, a venit un bărbat de vreo 42 de ani și avea de mână un nepot de-a lui. Băiatul avea undeva la 11 ani, bărbatul 42. Un băiat simplu, necăjit, cu un training și cu o bluză plină cu păr de animale. M-am mutat, vă recunosc, mă fac vulnerabil, că spune să ne mărturisim păcate. M-am uitat cu dispreț. În ziua aceea mai întâlnisem încă doi săraci care au strigat după mine pe undeva pe parcare pe la mall. Să știți că nu-i bine să fii cunoscut. E jale. Eram la mall la Suceava, 6 săraci cercetori s-au strâns lângă mine într-un sfert de oră. Domnul pastor, vă ascultăm pe TikTok. Zic, praise God. O zis, stați, zice că trebuie să ne cumpărați la fiecare câte ceva, că a spus pe TikTok că să aveți grijă de săraci, de orfani. Foai, zic, exact pe aia ați nimerit-o pe TikTok. Exact predica aia. Și știți, uneori te irită faptul că oamenii se uită și parcă vor ceva. Și când i-am văzut în ziua aia, aveam deja doi, ăsta era încă doi. Și mai era și cu păr de animale. Mărturisesc că m-am uitat cu dispreț. Dar am zis, mă, au venit oamenii ăștia cu ocazie, nu știu cum, cine i-a luat, i-a dus până la mine, nu știu de unde eu știu, unde stau. Am zis, mă, să nu plece chiar cu mâna goală, hai să, mă, așa totuși să-mi liniștesc conștiința. I-am spus soției să pună ceva într-o plasă și ceva dulciuri, le-am dat plasa în mână și le-am arătat că e poarta foarte aproape. Și am și pus mâna pe poartă, neștiind că Dumnezeu vrea să-mi dea o lecție. Copilul a zis, în timp ce mergea spre poartă, nenea, pot să vă cânt o cântare? Mă uitam, era noiembrie, am zis, mă, Crăciunul e mai târziu un pic, nu-i Crăciunul încă. El vrea să cânte o cântare. Am zis, cred că îmi cântă o colindă. Cred că nu-i suficient cu... Eu m-am gândit, mă, cred că ce am pus în plasă nu-i convine, vrea ceva cash. A început să cânte. Știți ce cântare au cântat? Sufletul în mine plânge. Când se varsă al său sânge, sângele ce s-a vărsat pentru al meu și al tău păcat. Acum m-aș duce până la cruce să-i văd coroana, să-i văd eu spinii ce i-au pus pe gânii pe capul Domnului Iisus. Iubiții mei, dacă m-ar fi împușcat, cred că nu mă durea mai tare. Vă spun sincer. În timp ce cânta, se uita la mine în ochi, eu mă uitam jos. Că știam că cântarea nu era pentru el, era pentru mine. Pentru păcătosul numit Cristi Boariu. Un băiat de 11 ani avea să-mi țină o predică extraordinară. Mă topiam, mă uitam în jos, mi-era rușine de mine. Mi-a adus acel copil la minte de cineva care nu a disprețuit pe nimeni.
Și ăsta a fost Iisus Hristos. La final, l-am chemat la masă. Și înainte să plecem, o scos un pis din buzunar. O zis, domnul pastor, eu vă prețuiesc foarte mult. Și am făcut un pix cu numele dumneavoastră pe el. Și vreau să vi-l dau cadou. Cred că dacă era basement, mă băgam în basement, de rușine. Știți, uneori nu avem nevoie de predici lungi, ci doar de o strofă sau două de la o cântare și de o privire sinceră a unui copil cu păr de animale pe el. Disprețul este o boală. Însă prin smerenie și prin compasiune, Dumnezeu ne poate vindeca și de boala asta. O altă boală a inimii este frica. Dar și aici avem un medicament foarte frumos. Psalmul 112:7, El nu se teme de vești rele, ci inima Lui este tare, încrezătoare în Domnul. La COVID, să știți că am avut mari probleme toți cu frica. Știți de ce? Că am urmărit toată ziua știrile. Dacă stăteam pe Biblie, nu eram așa fricoși. Iubiții mei, când ascultăm știrile, ne cuprinde frica. Când citim Biblia, ne cuprinde încrederea în Dumnezeu. Doamne, lasă peste noi. O altă boală a inimii, nebunia. Proverbe 12:23. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Și aici avem un medicament foarte frumos, se numește matematica lui Dumnezeu. Psalmul 90:12 a zis Moise, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Cu alte cuvinte a zis Moise, Doamne, nu vreau să-mi trăiesc viața ca un nebun, că nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Eu vreau să-mi trăiesc viața într-un mod plăcut ție, într-un mod extraordinar. Ajută-mă să număr bine. Știți ce m-am gândit? Iosif, Moise a putut număra 600.000 de bărbați. Și aici au avut nevoie ca Dumnezeu să-i dea meditații. Că atunci când trebuie să-ți numeri zilele bine, n-ai nevoie de integrale și derivate sau radicale sau ridicări la putere. Ai nevoie de smerenie ca să accepți că Stăpânul te-a binecuvântat cu viață și m-a binecuvântat, slăvit să fie numele Lui. Și în ultimul rând, că v-ați rugat ca Domnul să-mi dea înțelepciune în seara asta, nu putere, bolile la ochi. Avem și boli pentru ochi, iubiții mei, boli la ochi și avem și medicamente pentru astfel de boli. Boala trufiei, o amintește înțelept în Proverbe 6:17. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat. Ce înseamnă trufaș? Atitudine arogantă, plină de înfumurare, de semeție, de fală, de îngânfare. Așa s-a uitat bogatul la săracul Lazar, de sus. Toată viața s-a uitat de sus. O zis Lazar că te-ai bogat, o zis șeful, nu vreau sarmale, pireu, ci file. O zis, vreau numai fărămiturile care rămân la final, la masă. Și au zis, bogatul, nu cumva să te prind că intri înăuntru. Nici fărămiturile nu și-le da. Știți ce am înțeles din pilda aceea? Că oamenii care se uită de sus în jos la alții aici, dincolo se vor uita de jos în sus. Săracul a făcut invers. Toată viața săracul Lazar s-a uitat de jos în sus. Cum spune salmistul, îmi ridic ochii spre munți. De unde m-a venit ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul. Și spune Biblia că de acolo, din rai, s-a uitat în jos. Numai că din rai, când te uiți de sus în jos, nu mai e păcat. Doamne, scapă-ne și de trufie. Boala ochilor roșii, Proverbe 23:29, ale cui sunt vaietele, ai cui sunt ochii roșii, ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Aviz amatorilor, care încep cu berea fără alcool, apoi cu alcool 5%, și tot așa, și se distrug familii, și se distrug vieți, și știu proroci și păstori că au răsfârșit pe marginea șanțului, de la un păhărel. Boala preacurviei, tot o boală periculoasă pentru ochi, 2 Petru 2:14, le scapără ochii de preacurvie și nu se satură de păcătuit.
Ce boală groasnică e și asta. Și trăim într-o perioadă, iubiții mei, atât de grea pentru familii și pentru tineri, la un clic distanță, e boala asta. A fost un site în America, a fost spart de hackeri acum câțiva ani, nu știu dacă nu în 2006, după ce s-a spart site-ul acela, s-a descoperit că foarte mulți familiști aveau conturi pe acel site. Au urmat mii de divorțuri. Doamne, păzește-ne de boala asta. O altă boală care am observat-o se numește hipermetropie mică. Știți cum se manifestă hipermetropia? E omul care vede bine la distanță, nu vede bine aproape. Și ascultați unde scrie despre asta în Biblie. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Deci are bârna aproape, exact aici pe ochii pusă. Nu vede. Dar vede până în România că doi nu se mai înțeleg bine. Se vorbea aici de oglindă foarte frumos. Să știți că oamenii care sunt bolnavi de hipermetropie mică nu poartă ochelari, nu la ochelari e problema, ei poartă binocluri. Ei vin la biserică cu binoclu. Fii atent că ea doi nu mai stau unul lângă altul, cred că au probleme. Aia n-are batic ăla. A, fii atent ce copil, firai tu să fii al meu, nu? Îți dă Domnul și ție unul, stai liniștit. Nu îți fă probleme. Cu ce măsură, așa îți dă Domnul. Am întâlnit cazuri zeci, sute. Iubiții mei, în loc de binocliu, haide să venim cu oglindă la biserică. Eu niciodată n-am mers în fața oglinzii să vorbesc cu oglindă despre soacră mea sau despre maică mea sau despre cumnată, verișor, șeful. Întotdeauna când venim la biserică, venim pentru noi. Numai să nu uitați că la oglindă, dacă pui argintul în față, nu se mai vede nimic, argintul e în spate. Altfel nu se vede, știți? Orbirea spirituală e o altă boală și asta e cauzată de ură. Cine urăște pe fratele său este în întuneric pentru că întunericul i-a orbit ochi. Îmi spunea cineva așa de chiște decât să-l iert pe ăsta, mai bine nu iau cina 3 luni de zile. Eu am zis altceva, decât să nu iei cina, mai bine îl ierți. Că în 1 Corinteni 11 spune, fiecare să se cerceteze și așa să amâne. Așa să ia, așa să mănânce. Scopul cercetării, nu? E să fiu vindecat, să pot să mă apropii. Am fost la o mormântare în România și mi-a spus Domnul la mormântarea asta, predici despre iertare. Zic, Doamne, nu știu dacă mai are rost că asta a murit. O zis, nu pentru aia care sunt în viață. După ce am plecat de acolo, n-am știut nimic, am sunat cineva, frate Cristi, dar de unde ai știut că 30 și ceva de ani femeia asta nu a luat cina? Și din biserică. Zic, dar n-am știut, o știu Domnul. Și îmi spunea, zice, am vrut să vedem noi ortodoxi dacă veniți și o băgați în rai. Așa m-a zis. Zic, mă, eu nu pot să bag pe nimeni nici în rai, nici în iad. Eu predic numai cuvântul. O să știi că femeia asta, 30 și ceva de ani, n-a putut să ierte pe vecina ei, care s-a băgat cu gardul la ea și o luat în pământ. Vreau să vă întreb, iubiții mei, merită să pierdem cerul pentru pământ? O vine cineva la Iisus și ăsta avea probleme cu ochii. Și au zis, Doamne, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Cu alte cuvinte, au zis, Doamne, fă-te topograf și hai și măsoară pământul. Știți, Iisus Hristos nu a mers. Pentru că Iisus nu a venit să ne împartă pământul, a venit să ne împartă cerul. Doamne, mai împarte în seara asta. Medicamente pentru ochi. N-am găsit mai bun medicament ca și lacrimile, vă spun sincer. N-ați observat că când intră un pic de praf în ochi sau o mizerie, nici n-apuci să sun la 911. Lacrimile deja intră în alertă și încearcă să facă ce pot. Fapte 20:31, vegheați și aduceți-vă aminte, au zis Pavel, că timp de 3 ani zi și noapte n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Pavel a folosit zilnic lacrimile în slujirea lui. Ieremia a fost un om care a văzut ceea ce vedea Dumnezeu, dar pentru asta a fost nevoie de lacrimi. Ieremia 14:17. Învarsă lacrimi ochii zi și noapte și nu se opresc, căci fecioara poporului meu este greu lovită cu o rană foarte usturătoare.
Spunea o cântare, nu m-am smirne ca și magiu, nici tămâie și nici aur. Lacrimile pocăinței. Îmi sunt singurul? Iubiții mei, nu vreau să supăr pe cineva, dar să știți că multe boli fizice vin să ne aducă lacrimi pentru ochi. Că n-am mai plâns de mult. Îmi spunea cineva, am plâns că o pierdut steaua. Zic, foarte rău. Alții plâng la telenovele, alții plâng că Netflix-ul n-a mai scot și sezonul 4 la nu știu ce movie. Când ai plâns ultima dată pe genunchi? Când ai plâns ultima dată pentru soția ta, pentru copiii tăi, pentru familia ta? Și ultimul medicament pe care îl amintesc, doftoria pentru ochi. Spunea Dumnezeu bisericii din Laodicea, o biserică care stătea bine financiar, avea un sistem financiar bine pus la punct, aveau haine, industria textilă, lâna neagră era foarte bine dezvoltată în Laodicea. Și erau vestiți pentru ceva alifie pentru ochi, care din Laodicea pleca în toată lumea. Și vine Dumnezeu la biserica cu bani, la biserica cu lână neagră și cu unguent și le spune, sunteți săraci, deja aveți bani. Aveți alifie și sunteți orbi. Aveți haine scumpe de lână și sunteți goi. Pentru că Dumnezeu, iubiții mei, nu vede cum vedem noi, vede diferit. Și spune Dumnezeu acestei biserici, ia-ți doftorie pentru ochi. Ce-i doftoria pentru ochi? Cuvântul lui Dumnezeu. Spune Psalmul 19:8, ultimul verset pe care îl citesc, orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima, poruncile Domnului sunt curate și luminează ochi, ochi. În 2019 eram a doua oară în Statele Unite. Eram deja bolnav și o spun asta ca și o încurajare pentru următoarea rugăciune. Eram bolnav de 4 luni de o boală de oase foarte puternică. Am fost la Deva, la control, au spus că n-am nimica. Am ajuns în Statele Unite cu frații Strugariu la slujire. Am profitat de faptul că eram în Arizona. Am mers la un alt spital foarte bun de acolo, mi-au făcut analize la emergency acolo, la urgență și nu mi-au găsit absolut nimic. Au zis, n-ai nicio problemă. Făceam baie de 4 ori pe noapte cu apă caldă ca să pot să dorm un pic, câteva ore, 2-3 ore. Ziua la fel, 4-5 ore, ca să mă simt jumătate de oră bine. Luam Advil tot la 2 ore. Am fost la un pas să-mi distrug ficatul. N-am sunat pe niciun proroc și n-am alergat la nicio ungere cu un de lemn. Atunci când doctorii mi-au spus că n-am nimica, m-am băgat eu la analize. Știți câtă vreme am fost sănătos, am făcut analize la alții. Așa găseam la fiecare câte ceva, imediat. Când mi-au zis doctorii că n-am nimic, am început să-mi fac analize. Și am găsit un pic de mândrie, un pic de nemulțumire. N-aveau cum să descopere ei cu aparatele lor astea. Un pic de cârtire, un pic de invidie. Acum, dacă mergi și ungi cârtirea și invidia și mândria cu un de lemn, tot acolo rămân. Pentru aia nu m-am dus la ungere. N-am sunat la niciun proroc. Că nu există proroc mai mare ca durerea. Nici predicator mai bun ca durerea. Și o spun asta pentru întărirea bisericilor din Chicago. Eram la Ghețiman. Într-o luni seara. Nu știa nimeni decât frații cu care am fost, fratele Sorinea cu bani și fratele Strugariu de problemele mele. La final s-a făcut ungerea cu un de lemn și frații care erau cu mine au zis, mă, du-te și tu. Și la final, pentru unul din frații proroși care sunt aici cu noi, au zis, Domnul, mai ai un pic până te scot din cuptor. Dar nu astăzi. Mai ai un pic. Știți, dacă scoți pâinea din cuptor și nu-i coaptă, nu o mănâncă nimeni. Am mers acasă, încurajat de cuvântul Domnului, dar în același timp conștient de faptul că trebuie nu doar să-mi fac analizele, ci să iau și medicamentele. După 2 luni de zile, într-o dimineață am întins mâna să-mi iau medicamentele de pe dulap. Și pentru prima dată, după 6 luni, nu mai aveam nicio durere.
Am crezut că s-a întâmplat ceva, că e ceva parțial. La miază la fel, seara la fel. Iubiții mei, avem un Dumnezeu care vindecă. Dar vreau să vă spun prin acest cuvânt și repet, nu vreau să vă supăr. De cele mai multe ori când Dumnezeu face să ne doară ceva, e pentru că în spatele durerii sunt niște lucruri de schimbat. Dacă n-ar fi, eram deja în cer. De aceea vreau să facem o rugăciune împreună în această seară. Și apoi fratele David ne va invita și la ungerea cu un de lemn. Dar s-ar putea unii să fiți vindecați fără să mai trebuiască să ieșiți în față. După ce găsești unde e problema, după ce găsești unde e baiul, unde e boala, după ce spui, Doamne, iartă-mă de cârtire, de invidie, de păcatul ăla ascuns, s-ar putea să simți un curent din cap până în picioare și Dumnezeu să facă o minune. Știu că sunt dureri, iubiții mei, știu că sunt necazuri, știu că sunt probleme. Și vă las poezia scrisă de o mamă care are acasă un copil de 25 de ani paralizat. Și Dumnezeu nu l-a vindecat copilul ăsta. Dar uneori acolo în durere, în necazuri, în probleme, îmi spunea cineva astăzi, prin cancerul prin care am trecut, l-am simțit pe Dumnezeu cel mai aproape în toți anii de pocăință care am avut până acum. Mama asta a scris o poezie și vă citesc și apoi ne rugăm. Unii vor iubire, alții vor putere, unii doar un număr pentru o mângâiere. Unii casă mare și mașină nouă, alții doar o umbră unde să nu-i plouă. Unii vor să audă, alții să vorbească. Unii doar o clipă cerul să privească. Unii o moșie mare și bogată, alții ar vrea o mamă. Unii ar vrea un tată. Unii haine scumpe și pantofi mai mulți, alții vor picioare și ar umbla de sculți. Unii vor un munte, alții vor o mare, unii doar să aibă cele necesare. Unii vor avere, faimă, bogății, alții sănătate pentru al lor copii. Am prieten din 7 copii, are 3 cu sindromul tău. Am mesaj pe WhatsApp primit zilele trecute, frate Cristi, copilul meu, care are 2 copii acasă, este în ultima fază, în comă, în spital, în Spania. 12 minute o dura mesajul audio pe WhatsApp. Sunt atâția care își doresc sănătate pentru al lor copii. Unii vor să aibă propriul răsărit, alții doar să uite ceea ce au iubit. Pelerin prin lume, între nu și da, fiecare suflet are rană sa. Nu tot cel ce râde este fericit, cum nici cel ce plânge totul la sfârșit. Luptă pentru tine, ușurează-ți chinul, iar de nu se poate să-ți accepți destinul. Fii cu gânduri bune și să crezi mereu, când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare, iubiții mei. O venit deja la noi astăzi, îl simțim aici prezent și haideți să stăm în prezența Lui, să facem o rugăciune de mărturisire și apoi vom continua și cu ungerea. Te rugăm.